Salut! Sunt Florin Arvănescu și bine ați revenit! Astăzi vom face un preparat care este nelipsit de pe mesele noastre, mai ales în preajma sărbătorilor. V-ați prins! Sarmale! Ingrediente, gramaj, rețetă scrisă, pe toate le veți găsi și în descrierea videoclipului. Să începem! Tăiem 3 cepe mărunt, pe jumătate prima dată. Cât de mărunt puteți! Dacă vă este mai ușor, puteți folosi și o răzătoare, dar mie îmi place cuțitul. Sau, în cazul de față, satârul. Avem nevoie de o tigaie. O punem la încins. Puțin ulei. Nu mult. Cam 2 linguri. Și o călim cam 5 minute. Ușor. Focul trebuie să fie mediu, nu vrem să o colorăm sau să o ardem, doar să o înmuiem puțin. Amestecăm destul de des. Adăugăm orezul. Omos aici în ploaie. Eu folosesc la 1 kg și jumătate de carne 100 de grame de orez. Amestecăm puțin. Pastă de tomate, câteva lingurițe sau linguri. Cam 4-5 lingurițe. Amestecă puțin. Mie îmi plac sarmalele mai colorate puțin, mai roșiatice, nu așa albe în interior. Împrăștiem toată tigaia și venim cu apă peste cât să acoperim. Cam 400 de mililitri. Amestecăm și lăsăm pe foc până nu vom mai avea atât de mult lichid în tigaie. Trebuie să amestecăm destul de des ca să nu se lipească de tigaie, să nu se ardă. Ca la risotto. Mare foarte puțin. Nu vrem să gătim nici prea mult orezul, pentru că nu or să mai iasă sarmalele pufoase. Suficient, cam așa ar trebui să arate. Oprim focul și dăm aici deoparte, lăsăm să se răcească puțin, ca să putem amesteca și să nu ne frigem la mâini. Transferăm carnea într-un bol mai mare. Eu am aici, ușor. Eu am aici doar carne de porc, 70% fleică, 30% pulpă. Îmi plac sarmalele puțin mai grăsuțe. Condimentăm cu sare. După gust. Acum contează foarte mult și varza pe care o folosiți, cât este de sărată. Aveți grijă ca să nu le faceți potroacă. Încă puțin. Piper proaspăt râșnit. Cam o linguriță cu vârf. Și cimbru uscat. Asta, la fel, după gust. Eu o să pun o linguriță și jumătate, cam așa. Ceapa călită cu orezul și pasta de tomate. Punem frumos aici peste. S-a și răcit încă timp, nu mai bine. Și amestecăm. Nu prea are nicio treabă lingura, așa că folosim mânuța. Oho, am zis că s-a răcit, dar nu prea. S-a răcit așa cum trebuia. N-are nimic. Deja a început să miroase sarmale. Încorporăm bine. Suficient, dăm deoparte, mă spăl puțin pe mâini și pot să fac loc pentru foile de varză. Revin imediat. Nu mi-a plăcut niciodată să împăturesc sarmale și nu s-a schimbat absolut nimic nici în momentul de față. Doar nu credeți că o să fac 50-60 de bucăți, dar amicuțe. Nu, 2-3, cam așa, suficiente. Hai, maxim 4, nu știu, vedem cât or să iasă. O să vedeți imediat despre ce vorbesc. Luăm frumos fiecare foaie de varză, scăpăm de cotor. Nu o să-l aruncăm la gunoi. Îl tocăm mărunt și-l aruncăm în tavă, lângă sarmale. Continuăm. Asta e cam ruptă. Aici. Și în timpul acesta le și așezăm. Atoarea. Cred că o să avem nevoie de vreo 8 foi de varză pentru o sarma. Sau 6. Ca să nu iasă nici prea mare. Punem carne în mijloc. Să vedem cât intră. Câteva linguri. O întindem bine. Stratul de carne trebuie să fie maxim de 1 cm grosime. Și rulăm. Prima dată la capete. Capet burrito. Și ușurel facem sarmala. He he.
Ta-dam. Păi asta da să rămân. Am o idee, să vedem, să o măsurăm. Sunt curios cât are. 48,5. Deci în timp. Încă 3. Și ne-am scos. O luăm cu grijă, punem aici și continuăm. Este a doua oară când le gătesc în felul acesta și vă spun sincer că nu e nicio diferență de gust între astea mari și cele mici. Poate mai gustoase astea. Împăturim și ultima sarma, asta e mai micuță, deci au ieșit 3. Punem aici, puțină ordine și revin. O să miroase la mine în bucătărie o săptămână varză murată. Am aici costiță afumată în casă, o tăiem felii subțiri, cam la un centimetru grosime, 1,5 cm. Cât de bine miroase. Se vede după culoare că nu-i Kaiser, nu-i mezel. O continuăm. Mai are și os, bineînțeles că îl punem și pe ăsta. Și costița după gust, bineînțeles, dar cu cât mai multă, cu atât vor ieși sarmalele mai bune. Logic, nu? Gustul ăla de afumat. Wow. Țin. Cient. Cotoarele de varză. Le tocăm și pe ele mărunt. O să aici le strângem. Hop. S-a dărâmat muntele de costiță. Am aici miezul pe care îl tocmă unt. Luăm frumos o tavă, doar că asta e cam mică. Cam da. Ia să vedem. Așa. Asta. La fix. Luăm frumos aici. Prima dată venim cu un rând de costiță. Luăm aici. Mai îndesăm noi pe undeva bucățica asta. Uite aici. Puțină varză. O împrăștiem bine în toată tava. 2-3 foi de dafin. Hai. 4 bucăți. Câteva babe de piper. Ia să vedem dacă putem să desfacem. Uite ce ușor a mers. Cam o linguriță. Și cu mare grijă sarmalele. Ușor. Hop. La fix a încăput. Și asta e cea mai mare. Și asta mică. Așa. De fapt, nici acum nu-i bine pentru că nu-i suficient de înaltă tava. Reconfigurăm. Scoatem o tavă mai mare. Dacă nici în asta nu-mi cap. Ia să vedem. Au și loc să respire. Încă puțină varză pe deasupra. Prăștiam aici. Mai am aici puțină pastă de tomate amestecată cu apă. Turnăm peste. Asta ca să se împrăștie bine în toată tava. Turnăm peste apă, cam un litru, zic eu. Da, să vedem, am aici jumătate de litru. Punem cât aproape. Fix un litru de apă. Punem peste hârtie de copt. O îndesăm bine pe lângă sarmale. Și folie de aluminiu. Așa. Sigilăm bine tava. Și în cuptor cu ele la 180 de grade pentru 2-3 ore, cred. Nici eu nu știu exact, așa că o să vă spun la sfârșit. Au stat la cuptor fix 3 ore și jumătate. Haide să vi le arăt. Ta-da-da-dam, ta-dam, cele 3 sarmale care au speriat vestul. Ultimele 30 de minute le-am lăsat fără hârtie de copt și folie de aluminiu să prindă puțină culoare. Să se rumenească puțin pe deasupra. Orice preparat rumenit are alt gust. Cât de bine miroase. Wow. Pe mine unul m-a nebunit mirosul. O să încerc să scot din tavă una întreagă, să vedeți exact cum arată. Fac un pic de loc, stânga-dreapta. Posibil să și reușesc. O să vedem.
tava la o parte. Nevoie de o spatulă mai lungă. Uhuu! Wow! Să scoatem coasta afumată de sub ea, ca să o putem tăia liniștiți. Și să vedem ce am făcut. Tăiem aici colț. Wow! Și uitați-vă cum arată în interior. Ca o sarmă mai mare. Mai tăiem 2-3 felii pentru plating. Le punem frumos aici. Dacă o lăsam să se răcească puțin, arăta mult mai bine. Dar cine mai poate aștepta? Tragem frumos aici. La o parte. Avem nevoie de o farfurie. Mai drăguț. Mai de sărbătoare. Am făcut și o mămăligă, puțin mai devreme, maxim 2-3 linguri, împrăștiem puțin, venim cu sarmalele, sau cu feliile de sarmale. Dacă o să gătiți rețeta asta, nici nu știu cum o să întrebați invitații. Câte sarmale vrei? Una, două sau trei? Și puțină costiță afumată. Vă dați seama, costița este făcută bucățele, la cap a fiert. Puțină smântână, mai grăsuță. Așa, hop. Un ardei iute. Doi. Mie îmi place mai iute. Adam. Și avem o farfurie cu sarmale foarte drăguță. Să și gustăm. În sfârșit. Dă și eu frumos aici o felie. Sărmăluță. Am aici puțină smântână, o leacă de mămăligă și să vedem ce am făcut. Furculiță. Cât de ușor să lupești cu furculița. Nici o diferență între cele mici și astea mari. Foarte, foarte gustoase. Sper să vă placă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La revedere!